Ordinea efectuării operațiilor cu numere reale. Dacă într-un exercițiu apar operații de ordine diferite, se efectuează mai întâi ridicarea la putere și extragerea rădăcinii pătrate, apoi efectăm înmulțirile și împărțirile, iar la final adunările și scăderile. Dacă într-un exercițiu apar și paranteze, vom efectua mai întâi calculul din paranteze. Primul exercițiu. 3 radical din 2 minus radical din 6 plus 2 radical din 24 minus radical din 18. Pentru a putea efectua aceste calcule, trebuie să scoatem mai întâi factorii de subradicali. Vom descompune în factori primi numerele 24 și 18. 24 este număr par, se împarte la 2 și obținem 12. 12 împărțit la 2 este 6. 6 împărțit la 2 este 3. 3 împărțit la 3 este 1. Grupăm factorii câte 2 și observăm că radical din 24 va fi egal cu 2 radical din 6. Descompunem și numărul 18. 18 împărțit la 2 este 9, 9 împărțit la 3 este 3, 3 împărțit la 3 este 1. Vom scrie că radical din 18 este 3 radical din 2. Și acum înlocuim rezultatele obținute în exercițiul inițial, egal cu 3 radical din 2 minus radical din 6 plus 2 ori. În loc de radical din 24, voi scrie 2 radical din 6 și în loc de radical din 18, voi scrie 3 radical din 2. Egal în continuare cu 3 radical din 2 minus radical din 6 plus 4 radical din 6 minus 3 radical din 2. 3 radical din 2 și minus 3 radical din 2, fiind numere opuse, se vor reduce, le putem tăia cu o linie oblică și rămâne minus radical din 6 plus 4 radical din 6. Vom aduna coeficienții acestor radicali. Minus radical din 6 are coeficientul minus 1, iar minus 1 plus 4 este egal cu 3. Și radical din 6 se copiază. Al doilea exercițiu. Radical din 10 împărțit la radical din 2 minus radical din 5. Avem o împărțire și o scădere. O să efectuăm mai întâi împărțirea. Radical din 10 împărțit la radical din 2 este radical din 5. Minus radical din 5 și obținem rezultatul 0. 3. Radical din 2 pe lângă radical din 3 plus radical din 2. Având în vedere că în paranteză nu avem radicali asemenea, aceștia nu se pot aduna. Și atunci vom desface paranteza, înmulțind numărul radical din 2 cu fiecare număr din paranteză. Și obținem radical din 2 ori radical din 3 plus radical din 2 ori radical din 2, care va fi egal cu radical din 6 plus radical din 4. 4 fiind pătrat perfect, se poate extrage radicalul. Și obținem radical din 6 plus 2. Următorul exercițiu. 4. Radical din 5 pe lângă radical din 2 plus radical din 5 minus 5 minus radical din 10.
Înmulțim numărul radical din 5 cu fiecare număr din paranteză și avem radical din 5 ori radical din 2 plus radical din 5 ori radical din 5 și restul copiem, minus 5 minus radical din 10 egal, radical din 5 ori radical din 2 este radical din 10 plus radical din 5 ori radical din 5 este radical din 5 la a doua, adică 5, minus 5 minus radical din 10. Radical din 10 și minus radical din 10 sunt numere reale opuse, deci se reduc. La fel, 5 minus 5, deci obținem rezultatul final 0. Exercițiul numărul 5. 2 radical din 3 plus 3 pe lângă 7 radical din 3 minus 5 radical din 3. Închidem paranteza, minus 6 radical din 3. În paranteză avem radicali asemenea, deci vom putea efectua această scădere. Vom scrie egal cu 2 radical din 3 plus 3 ori 7 radical din 3 minus 5 radical din 3 este 2 radical din 3 minus 6 radical din 3. Acum efectuăm această înmulțire. 2 radical din 3 plus 6 radical din 3 minus 6 radical din 3. Se reduce 6 radical din 3 cu minus 6 radical din 3, pentru că adunându-le obținem rezultatul 0. Și a mai rămas 2 radical din 3. Exercițiul numărul 6. Radical din 2 la puterea 5-a împărțit la radical din 2 la puterea a 4-a minus 2 ori 1 supra radical din 2 la puterea minus 1. Pentru a împărți aceste două puteri, folosim o regulă de calcul cu puteri și anume, dacă împărțim două puteri cu aceeași bază, exponenții se scad. Vom obține așadar radical din 2 la puterea 5 minus 4, care este 1, și nu mai scriem exponentul 1, fiindcă orice număr real la puterea 1 este acel număr real. Mai departe, minus 2 ori 1 supra radical din 2 la o putere negativă, mai exact la puterea minus 1, înseamnă radical din 2 supra 1. Cu alte cuvinte, inversăm fracția și obținem egal cu radical din 2 minus 2 radical din 2, pentru că nu mai scriem numitorul 1. Ca să scădem acești 2 radicali, o să scădem coeficienții acestora. Primul radical are coeficientul 1. 1 minus 2 este minus 1 radical din 2, adică minus radical din 2. Nu o să mai trecem coeficientul 1. 7. 1 supra 5 la puterea minus 1 ori radical din 5 la puterea minus 1 ori radical din 125. 1 supra 5 la puterea minus 1 va fi 5 supra 1. Inversăm această fracție. La fel procedăm și aici. Aici avem fracția radical din 5 supra 1, iar inversând-o obținem 1 supra radical din 5. Iar aici o să descompunem numărul 125 pentru a scoate factorii de subradical. 125 se împarte la 5 și vom obține rezultatul 25. 25 împărțit la 5 este 5
5 împărțit la 5 este 1. Așadar, radical din 125 este egal cu 5 radical din 5. Și aici voi trece 5 radical din 5. Egal. 5 ori 1 este 5. 1 ori radical din 5 este radical din 5. Ori 5 radical din 5. Egal mai departe. 5 ori 5 este 25 radical din 5. Supraradical din 5. Având în vedere că apare același radical și la numitor și la numărător, vom simplifica cu radical din 5 și rezultatul final este 25. Următorul exercițiu. 8. Radical din 6 pe lângă 1 supraradical din 2 plus 1 supraradical din 3. Vom înmulți numărul radical din 6 cu fiecare număr din paranteză. Radical din 6 ori 1 este radical din 6 supraradical din 2 plus radical din 6 supraradical din 3. Egal mai departe, cu radical din fracția 6 supra 2 plus radical din 6 supra 3. Această regulă am învățat-o în lecțiile anterioare. Egal mai departe cu radical din 3, fiindcă 6 împărțit la 2 este 3, iar 6 împărțit la 3 va fi 2, deci plus radical din 2. Și rezultatul va rămâne sub această formă, fiindcă nu putem să adunăm 2 radicali diferiți. Exercițiul 9. 5 radical din 2 supra 2 radical din 5 plus 3 supra radical din 10 minus 2 radical din 5 supra 5 radical din 2 plus 3 radical din 5 supra radical din 2. Observăm că avem o sumă în care apar fracții cu numitori diferiți. Va trebui să aducem fracțiile la numitor comun, dar mai întâi vom raționaliza numitorii. Prima fracție se amplifică cu radical din 5, pentru că numărul irațional de la numitor este radical din 5. A doua fracție se amplifică cu radical din 10. A treia fracție cu radical din 2 și a patra fracție tot cu radical din 2. Și obținem egal cu 5 radical din 2 ori radical din 5 supra 2 radical din 5 ori radical din 5 plus 3 radical din 10 supra radical din 10 ori radical din 10 minus 2 radical din 5 ori radical din 2 supra 5 radical din 2 ori radical din 2 plus 3 radical din 5 ori radical din 2 supra radical din 2 ori radical din 2 egal. Facem înmulțirile. 5 radical din 10 supra 2 ori 5 plus 3 radical din 10 supra 10 minus 2 radical din 10 supra 5 ori 2 plus 3 radical din 10 supra 2. Egal cu 5 radical din 10 supra 10 plus 3 radical din 10 supra 10 minus
2 radical din 10 supra 10 plus 3 radical din 10 supra 2. Numitorul comun al acestor fracții este 10. Va trebui să amplificăm ultima fracție cu 5. Egal. Putem să adunăm primele trei fracții, fiindcă au toate numitorul 10. Voi scrie o linie de fracție mai lungă și obținem 5 radical din 10 plus 3 radical din 10 minus 2 radical din 10 totul supra 10 plus. Aici amplificând cu 5 obținem 5 ori 3, adică 15 radical din 10 supra 5 ori 2, care este 10. Egal. Vom efectua aceste calcule de la numărător. 5 plus 3, 8. 8 minus 2, 6. Deci avem 6 radical din 10 supra 10 plus 15 radical din 10 supra 10 egal mai departe 21 radical din 10 supra 10. Și ultimul exercițiu, 10. Acesta va fi cel mai ușor. 0,1 perioadă 6 ori radical din 0,36 minus 60 supra radical din 12 plus radical din 300 plus radical din 7 pe lângă 1 supra radical din 7 plus radical din 7, închidem paranteza, minus 10 la puterea minus 1, egal. Voi transforma această fracție decimală periodică în fracție ordinară. Ea se transformă după regula 16 minus 1 supra 90. Punem atâtea cifre de 9 câte cifre avem la partea periodică și atâtea cifre de 0 câte avem la partea neperiodică, ori voi transforma de asemenea fracția 0,36 în fracție ordinară, păstrând radicalul. Obținem radical din 36 supra 100 minus. Aici raționalizăm numitorul, amplificând fracția cu radical din 12 și obținem 60 radical din 12 supra 12 plus. Aici va trebui să scoatem factorii de sub radical. Putem să descompunem numărul 300 în factori primi sau, mai simplu, putem să scriem numărul 300 ca fiind produsul dintre 100 ori 3, 100 fiind pătrat perfect. Vom putea scoate mai ușor factorii de sub radical. Aici înmulțesc numărul radical din 7 cu fiecare număr din paranteză și obținem radical din 7 ori 1 supra radical din 7 plus radical din 7 ori radical din 7 minus 10 la puterea minus 1. Am văzut în lecțiile trecute că este egal cu 1 supra 10 la 1, care este 10. Egal. 16 minus 1 este 15 supra 90. Ori, radical dintr-o fracție este radical din numărător supra radical din numitor, minus 60 este un multiplu al numărului 12 și putem să simplificăm această fracție cu 12. 60 împărțit la 12 este 5,
12 împărțit la 12 este 1. Obținem 5 radical din 12 supra 1 plus. Aici putem să scriem radical din 100 ori radical din 3 plus. Dacă înmulțim numărul radical din 7 cu inversul său, produsul va fi 1. Cu alte cuvinte, se simplifică radical din 7 cu radical din 7 și obținem 1 plus. Radical din 7 ori radical din 7 este radical din 7 la a doua, adică 7, minus 1 supra 10. Egal cu 15 supra 90. Aici extragem radicali, fiindcă avem pătrate perfecte. Radical din 36 este 6, radical din 100 este 10, minus 5 radical din 12, plus 100 este pătrat perfect, deci radical din 100 este 10. Radical din 3 plus 1 plus 7 este 8 minus 1 supra 10 egal. Putem să simplificăm aceste fracții pe diagonală. 90 se împarte exact la 6 și câtul obținut va fi 15. Iar 6 împărțit la 6 va fi 1. 15 se poate simplifica din nou cu 15 și obținem 1. Așadar, produsul primelor două fracții va fi 1 supra 10 minus 5 radical din 12 plus 10 radical din 3 plus 8 minus 1 supra 10. 1 supra 10 și minus 1 supra 10 sunt numere reale opuse și adunându-le obținem 0, deci le putem reduce. Haideți să scoatem factorii de sub radical. Trebuie să descompunem numărul 12 în factori primi. 12 împărțit la 2 este 6, 6 împărțit la 2 este 3, 3 împărțit la 3, 1. Grupăm câte 2. Radical din 12 egal 2 radical din 3. Și obținem egal cu minus 5 ori. În loc de radical din 12 scriem 2 radical din 3. Plus 10 radical din 3. Plus 8 egal minus 5 ori 2 este minus 10 radical din 3 plus 10 radical din 3 plus 8. Se reduce minus 10 radical din 3 cu plus 10 radical din 3 și obținem rezultatul final 8.